Să fie slăvit numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Stimate surori, stimați frați, îmi exprim bucuria părtășiei cu dumneavoastră în această seară și vă aduc salutări sfinte în numele Domnului din partea Bisericii Soră, Biserica Emanuel din Sibiu. Har și pace pentru dumneavoastră, familiile dumneavoastră, prietenii dumneavoastră, și să aducă Bunul Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi vremuri de har, de înviorare, vremuri în care părtășia noastră cu Domnul să fie una strânsă, în care sufletul nostru să crească înspre slava lui Dumnezeu. Amin. Așa după cum știm cu toții, această seară este dedicată Domnului, a fost chemat numele lui Dumnezeu peste ea. Am cerut ca Duhul Sfânt să se reverse peste noi și să conducă lucrarea Lui în mijlocul nostru. Și acum ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu, deschizând inima noastră, ca apoi în ea Mântuitorul să așeze cuvântul cel bun. Ca adunare să numim pe Iisus Hristos ca Domn în acest loc. Proclamăm lucrarea Harului Său de mântuirea oamenilor în locul acesta. S-a citit în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu, rostit de Mântuitorul Iisus și consemnat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 24. Aceste cuvinte rostite de Domnul încep cu două vorbe, două cuvinte. Adevărat, adevărat. Suntem în casa Domnului în seara aceasta ca să rostim cuvinte adevărate și să auzim cuvinte adevărate. A spus Iisus, adevărat, adevărat vă spun. Fie ca de la Domnul să vină peste noi cuvântul adevărului. Amin. Amin. Aș vrea să observăm de la începutul acestui mesaj că în ființă sunt trei entități sau persoane. Mai întâi ne referim la Dumnezeu, despre care Scriptura mărturisește că El este creatorul tuturor lucrurilor. Toate au fost făcute prin El și sunt ținute în ființă prin El. Mărturisim că Dumnezeu este Dumnezeul nostru. El ne-a făcut și un psalm spune, a Lui suntem, iar la acest cuvânt noi cei din această seară spunem amin. Amin, să fie așa, cu toții să fim ai Domnului. Așadar, prima entitate, persoană, prima persoană la care ne referim, este Dumnezeu. A doua persoană este diavolul. Trebuie să conștientizăm existența aceste ființe. Domnul Iisus a spus că El este vrăjmașul și de asemenea în cartea Apocalipsa este scris că El este vrăjmașul sufletelor noastre. Ca oameni ai lui Dumnezeu trebuie să știm că această ființă este potrivnică nouă. A treia persoană, de data aceasta, este o persoană colectivă, este omul. Și aici ne încadrăm fiecare dintre noi. Oameni făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înzestrați cu libertate, capacitați cu responsabilitate, hăruiți de Dumnezeu cu dreptul de a alege. Dumnezeu, diavol și om, oameni. Mesajul pe care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară este caracterizat de trei cuvinte cheie. Primul cuvânt este cuvântul adevăr. Al doilea cuvânt este cuvântul minciună. Al treilea cuvânt este cuvântul responsabilitate.
minciuna vine de la diavol. Domnul Iisus a spus că diavolul este tatăl minciunii. Și ori de câte ori vorbește, vorbește din ale sale, din minciunile sale. Și înșală pe oamenii lesnecrezători. Adevărul vine de la Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul vine de la Dumnezeu, adevărul este ceea ce ne-a împărtășit Domnul Iisus, mai mult adevărul este Domnul Iisus, slăvit în veci să fie numele Său. Responsabilitatea ne aparține nouă. Minciuna de la cel rău, adevărul de la Dumnezeu și responsabilitatea ca însărcinare a noastră. Așadar, în acest mesaj numit minciuni, adevăruri și responsabilități, cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea mai întâi să demascăm trei minciuni. Cele mai mari minciuni rostite vreodată. Apoi să proclamăm trei adevăruri. Cele mai însemnate adevăruri ce trebuie să fie proclamate. Și apoi să descoperim trei responsabilități. Cele mai însemnate responsabilități. Aș vrea, deși nu iubesc să vorbesc despre minciună, însă iubesc să demasc minciuna, mai întâi să vorbim despre primele, cele mai mari trei minciuni. Așa după cum spuneam, tatăl minciunii este diavolul și cel care stă la originea acestor minciuni este el. Prima minciună rostită, cea mai mare, prima minciună rostită, a fost rostită în Eden. În cartea Geneza este consemnată rostirea acestei minciuni. Apropiindu-se de Eva în chip de șarpe, diavolul a rostit, puteți să mâncați după plăcere din toți pomii, inclusiv din pomul cunoștinței binelui și răului, căci negreșit nu veți muri. Când Dumnezeu spusese că în momentul, în ziua în care oamenii vor mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vor muri. Tatăl minciunii a venit și a rostit întâia minciune. Nu veți muri. Asta a fost prima minciună. Dar aș vrea să întreb, murim? Murim? În Timișoara se moare? Te vei duce din sat în sat, din oraș în oraș sau din țară în țară și nu o să vezi așezământ, așezare omenească fără cimitir. Oamenii mor. Cel rău a spus, nu veți muri. Trăiți cum vreți, acționați cum vreți, înfăptuiți cum vă taie capul și pornirile, că nu-i moarte. Asta a fost prima minciună. Adevărul este că murim și că murim în fiecare zi. Poate că cineva ar putea să observe că deși Dumnezeu a spus lui Adam că va muri negreșit în ziua în care va păcătui, totuși el a mai trăit peste 900 de ani. Sigur că pot fi invocate explicații și pot fi argumentate aceste explicații, dincolo de interpretări diverse asupra acelui pasaj, eu aș dori doar să mă refer la un element de limbă ebraică a acelui loc. Verbul este ebraicul gava și este la o formă verbală care cel mai bine în limba română se traduce în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri, cu sensul, vei deveni muritor. Până în ziua aceea, moartea este în afara ecuației existenței tale.
din ziua aceea moartea intră în ecuație. Până în acel moment, perspectiva este cea a veșniciei. Din acel moment, perspectiva este a mormântului. Din momentul păcătuirii devii muritor. Așa a fost cuvântul. Și drept e că în ceea ce ne privește pe noi, murim în fiecare zi. Ne îndreptăm cu pași repezi către momentul final. Când se întâmplă să nu vezi bine și spui ochelari, ține minte, ceva a murit în ochi. Când un anumit mădular din trup acuză o durere, ceva a murit acolo. Ne crește părul, barba și unghiile, ceva moare în noi atunci. Murim în fiecare zi. Procesul de îmbătrânire este lucrarea morții în noi. Și diavolul vine și spune, nu vei muri. Și adevărul este că murim. Drept e că acum nimeni nu mai poate să fie înșelat cu minciuna, nu vei muri. Până și copiii mici știu că de moarte nu se poate fugi. A doua minciună. Minciuna, nu vei învia. Această minciună este o minciună pe care mulți dintre semenii noștri încă o mai cred. Nu vei învia. Să mâncăm și să bem, spun unii, căci mâine vom muri. Dar recunoaștem de acum existența acestei realități. Dar în natura ei, această vorbă, să mâncăm și să bem că mâine vom muri, scoate în evidență necredința în înviere. Bucură-te de ce oferă viața, înfruptă-te din oferta ei, stoarce până la ultima picătură tot ceea ce poți stoarce, că viața e scurtă, mori și după aceea nu mai nimic. Așa spune această a doua minciună. Nu este înviere. În Biblie se vorbește despre o învățătură a saducheilor, despre care este scris, saduchei zic că nu este înviere. Mulți în vremurile noastre sunt urmași a acestei învățături. Proclam în această seară că va fi o zi a învierii morților. După cum este o zi în care ne naștem și ne-a chemat Dumnezeu la viață, și după cum va fi o zi în care vom muri, că așa după cum la naștere ni s-a dat un certificat de naștere, vine ziua când certificatul acela va fi înlocuit cu un alt certificat, pe care mai des îl vedem cei care facem slujbe de mormântări, certificat de deces. Și apoi va veni o zi în care Dumnezeu va învia pe cei morți. Și poate că Dumnezeu ne va da certificat de înviere. Dar drept este, stimate surori și frați, stimați prieteni, că așa după cum ne-am născut și vom muri, conform celor rostite în cuvântul lui Dumnezeu, va fi o zi în care vom învia dintre cei morți. Învierea morților este o realitate proclamată de cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, glasul Fiului lui Dumnezeu, și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Va veni ziua în care vom învia. Dacă va rândui Dumnezeu ca această generație să nu fie generația răpirii bisericii, și noi, ca alții înaintași ai noștri, vom trece pragul și hotarul morții, va veni ceasul în care vom învia din morți. Vei învia din morți, 100% vei învia. Dumnezeu nu o să-și ceară acordul dacă vrei, după cum nu-ți cere acordul dacă vrei să mori. În decretul său suveran, Dumnezeu a hotărât ca omul să moară în ciuda minciunii diavolului. Ca omul să învieze în ciuda minciunii diavolului.
și ca omul să fie judecat în ciuda minciunii diavolului. Sunt decrete ale lui Dumnezeu și soarta noastră a oamenilor. Acesta-i drumul pe care mergem, oameni buni. Nu te poți abate din drumul acesta după cum nu-ți poți schimba natura ta de om. Este decretul și hotărârea lui Dumnezeu. Cel rău intervine mincind, amăgind pe oameni, spunându-le, nu-i moarte. De acum știm că e, nu ne mai minte nimeni cu asta. Nu-i înviere. Există o zi a învierii. Garantul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre care Sfânta Scriptură mărturisește că în înviere este cel dintâi rod. Și că fiecare va învia la rândul cetei lui. Va fi o zi a învierii morților, stimate surori și stimați frați. Va fi o zi în care cei morți se vor ridica din morminte. A treia minciună, minciuna nu va fi nicio judecată. Dumnezeu e bun, spun unii. E milos și plin de iubire și în iubire așa cum să judece El ființă de om. Este scris în Scriptură. Datoria mea în această seară este să proclam acest cuvânt. Apostolul Pavel a scris că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Și fiecare va da socoteală pentru binele sau răul pe care l-a săvârșit pe când trăia în trup. Sau, Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Dumnezeu a rânduit o zi. Astăzi este joi. Va fi o zi în care vom fi judecați. Vă rog, stimați oameni ai lui Dumnezeu, dacă doriți, prindeți-vă mâna una cu cealaltă. Sau atingeți-vă discret de marginea scaunului pe care sunteți așezați. Conștientizați realitatea prezentă? Suntem în casa lui Dumnezeu. Cred că toată lumea dă seama de asta. Așa cum realizăm că în această seară de joi suntem în adunare, că stai pe locul în care te afli sau în cel în care sunt, va veni o zi când aievia vom realiza că suntem în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Diavolul minte spunând nu-i moarte, nu-i înviere și nu-i judecată. Dar el minte ca să înșele. Vei muri, dar apoi vei învia și după aceea vei fi judecat. Și dacă nu crezi în astea, vei fi judecat. Și dacă în sufletul tău spui, asta nu pot crede, tot vei fi judecat. Dumnezeu nu te întreabă ce crezi. În acest moment al mesajului, Dumnezeu proclamă ce are de gând să facă El, indiferent ce crezi. Este ce a pus El în inima sa care are de gând să facă. Eu am copilărit în Bihor. Închipuiți-vă dumneavoastră că cineva ar veni și ar spune în seara aceasta aici, domnule, n-ai copilărit în Ferice, județul Bihor, pentru că locul ăla nu există. Locul acela există numai în mintea și în imaginația ta, în realitate nu există. Și presupunem că această discuție ar avea loc aici. Și unul după altul ar fi încredințați că Ferice, județul Bihor, nu există. Și s-ar uita așa, v-ați uita către mine cu milă și compătimire și a spune, domnule, cineva s-a spălat creierul. Ești robul propriilor tale acumulări. Locul acela nu este. Este doar în închipuirea ta.
în realitate nu există. Aș vrea să vă întreb, dacă în această seară, urmare unei argumentații, am ajuns cu toții la concluzia că Ferice, județul Bihor, este un loc ce nu există, l-am desfințat? Rămâne unde-i? Și dacă s-au adunat ateii la sfat și au spus că Dumnezeu nu există, înseamnă că nu există Dumnezeu? Și dacă în suflet necredincios e gândul nu înviere și judecată, înseamnă că nu înviere și judecată? Aceste realități, stimați ascultători, rămân în ființă în mod obiectiv? Dumnezeu e Dumnezeu! Și trebuie să o știe toți! Diavolul voiește a ne înșela și în înșelare el vine și spune nu mori, nu înviezi și nu o să te judece nimeni. Dar în această seară demască această amăgire și această minciună, proclamând că după cum este un ceas în care murim, va fi unul în care vom învia și un altul în care vom fi judecați. Și această judecată este teribilă, o judecată aspră. O judecată care se va deschide pentru cei mântuiți în a merge în împărăția lui Dumnezeu și vor auzi cei credincioși cuvântul vino rob bun și moștenește împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii și ferice de toți cei care au făcut binele și au fost credincioși Domnului Iisus în ziua aceea. Ferice va fi de ei. Dar alții vor auzi cuvântul plecați de la mine blestemaților. Și mergeți în focul cel veșnic. Focul cel veșnic. Ce înseamnă veșnicie? Dacă ar fi să definim ce înseamnă veșnicie, probabil că s-ar putea rosti multe definiții și n-am reușit să ilustrăm ce înseamnă veșnicie. Îmi închipui că veșnicia este ceva de următorul fel. Imaginați-vă dumneavoastră o rândunică care din zborul ei se așează la marginea drumului și în ciocul ei ia un bob de nisip. Și cu bobul de nisip se înalță în zbor și zboară printre stele 100.000 de ani lumină. Ce e un an lumină? Lumina se mișcă cu o viteză 300.000 de kilometri pe secundă. Într-o secundă a făcut 300.000 de kilometri. Ca să înconjori pământul, trebuie să străbați 40.000 de kilometri. Ei, într-o secundă, lumina a făcut 300.000 de kilometri. Într-un minut sunt 60 de secunde. Într-un ceas, 60 de minute. Într-o zi, 24 de ceasuri. Într-un an, 365 de zile. Înmulțiți toate astea și vedeți câți kilometri face lumina într-un an. Și rândunica asta zboară, nu un an, 100.000 de ani distanța făcută de lumină în 100.000 de ani. Dar nu cu viteza luminii zboară, ci cu viteza ei. După ce a zburat toată această distanță, acolo pune bobul de nisip. Se mai întoarce 100.000 de ani lumină și mai ia alt bob de nisip. Zboară cu el încă 100.000 de ani lumină și îl pune acolo. Se întoarce înapoi. Avem acum 400.000 de ani lumină. Mai ia un bob de nisip și zboară iar. Și iar, și iar, și iar. Și când a reușit această rândurică să mute de pe planetă toate firicelele de nisip, acolo, atunci vom spune că a trecut o clipă din veșnicie. Asta e veșnicia. E năucitor să te gândești că această veșnicie o poți petrece în iad. E cutremurător să te gândești că poți pierde ocazia să ai veșnicia cu Dumnezeu în rai. Pentru că toată viața ți-a plăcut să crezi minciuni și să te lași amăgit de minciuni că ți-a convenit. Câtă nebunie să ignori adevărul. Numai de aceea, definiția ateului după Scriptură este nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Trei minciuni
Nu este moarte, nu este înviere, nu este judecată. Haidem acum în rândul al doilea să vorbim despre trei adevăruri. Cele mai mari adevăruri. Îmi sunt atât de dragi și voi vorbi cu toată inima despre. Din rândul acestor adevăruri, primul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Cel rău a spus, nu-i moarte. Domnul Iisus a venit și a murit El pentru noi. Slăvit să fie numele Său în veci. Este scris, căci toți au păcătuit, toți oamenii, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. Dar din veșnicie, din cer de la Dumnezeu a venit Iisus Hristos pe pământ. S-a făcut om, a locuit printre noi, spune apostolul Ioan, plin de har și de adevăr. Și în epistola sa Ioan spunea ceea ce am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, am pipăit, am atins cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, la Iisus. Aceea vă propovăduim. Hristos este adevărul lui Dumnezeu. El s-a coborât în lumea noastră, nu că n-a avut ce să facă în cer. S-a venit aici ca să fie mântuitorul lumii. Să ridice păcatul lumii. Ioan Botezătorul, descoperindu-i se cine este Iisus, a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în epistola 1 Ioan este scris, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Este cel mai eliberator adevăr pe care îl știu. Că deși eu am păcătuit și eu ar trebui să mor, Dumnezeu a hotărât un gest uimitor. Pe Fiul Său Sfânt l-a dat să moară în locul meu, ca eu să nu mai mor și peste mine să nu fie pe viața, ci peste mine să fie harul lui Dumnezeu, ca să se împlinească aceste vorbe. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Noi nu mai trebuie să purtăm vina. În jertfa lui Iisus Hristos există resursă, tezaur pentru iertarea oricărui păcătos. Oricât ar fi de mare și de greu păcatul înfăptuit, la Dumnezeul nostru este iertare. Și despre el profetul Isaia a spus, că El nu obosește iertând. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Credeți acest adevăr? Putem declara în această seară, Iisus a murit pentru păcatele noastre? Dar hai să declarăm altfel, că nu odată ni s-a întâmplat să ne ascundem după cuvântul noi. Hai să spunem, Iisus a murit pentru păcatul meu. Asta este o declarație de credință. Cel rău ne-a înșelat și am trăit în păcate, dar Dumnezeu în îndurarea sa l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să mântuiască pe păcătoși. Prețul mântuirii este sacrificiul lui Iisus Hristos. El a fost victimă, El a murit de bună voie. A anunțat moartea sa multe luni înainte și ani, cel puțin. Un an și jumătate înainte a rostit despre moartea sa. A spus că El își dă viața și o ia înapoi. Și că moartea sa, spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Petru, a fost după sfatul mai dinainte a lui Dumnezeu. După hotărârea lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Său. Adevărul este că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Al doilea adevăr, Iisus Hristos a înviat din morți. Ce drag mi-este acest adevăr! Iisus Hristos este viu! În dimineața învierii, femeile evlavioase s-au dus la mormânt și
Și un înger le-a întâmpinat cu vorba: îl căutați pe Iisus din Nazaret. Nu este aici. A înviat. Hristos a înviat. Dacă ar fi fost acum duminică dimineața, zi de Paști, și aș fi spus Hristos a înviat, cum ați fi răspuns? Cine a învățat că proclamarea învierii este numai o treabă făcută la Paști? Frați și surori, Hristos a înviat! El e viu și e aici cu noi. Slăvit în veci să fie numele Său. Adevărul este că Iisus a murit pentru păcatele noastre. Dar la fel de adevărat e că s-a ridicat din morți. Și scrie în Biblie că El a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a treia zi a înviat. Slăvit să fie numele Său în veci. Și au zis ce-i scris: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Credeți în învierea lui Iisus? A fi creștin înseamnă să crezi în învierea lui Iisus. Evanghelia proclamă că Iisus a murit pentru noi și că Iisus a înviat din morți. Lanțurile păcatului au fost rupte. Moartea a fost învinsă. Blestemul a fost înlăturat. Oferta mântuirii lui Dumnezeu se face în Iisus Hristos. Și garantul acestei mântuiri este tocmai Iisus, despre care apostolul Petru a spus: să știe bine dar toată casa lui Israel. Și în seara aceasta lăsați-mă să parafrazez: să știe bine toată Timișoara și împrejurimii că Dumnezeu a făcut Hristos și Domn pe Iisus. Așa a spus Petru. Și acesta este adevărul al treilea. Iisus Hristos este Domn. El este Domn. A Lui este toată puterea în cerul și pe pământ. Ascultați, vă rog, un cuvânt din Epistola către Filipeni, capitolul 2. În acest loc, apostolul Pavel vorbește despre umilința Domnului Iisus. La un moment dat spune așa: Dumnezeu, după ce Iisus s-a smerit, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, versetul 9, și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Extraordinar! Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Acesta e adevăr. El a murit pe cruce pentru tine, a înviat din morți și El este Domn. Trăim pe pământul lui Dumnezeu. Imaginea profeților Vechiului Testament legat de regalitatea lui Dumnezeu este că Dumnezeu stă în ceruri pe scaunul Său de domnie și pământul este așternutul picioarelor Sale. Cerurile, spune psalmistul, sunt scaunul Tău de domnie, Doamne, și pământul așternutul picioarelor Tale. Îndreaptă-ți privirea înspre picioare, înspre pantofii pe care ai în picioare. E o palmă de pământ care stă sub piciorul tău. Cam așa Dumnezeu din cer se uită înspre pământ. E Domn, fraților. Unde să te miști? Cum să-L ignori? Cum să trăiești neglijindu-L? Stai pe pământul Lui, la șternutul picioarelor Sale. Acolo, lângă El, la picioarele Sale, ne trezim dimineața și ne culcăm seara. Ne ducem la serviciu și venim acasă. Toată viața noastră se desfășoară în acest perimetru de câțiva centimetri la picioarele lui Dumnezeu. Hristos face să plouă peste noi, să vină soare, să ai sănătate, să-ți fie în inimă bucurie, întreține existența, privește înspre noi. Aveți această imagine a gloriei, a slavei lui Dumnezeu, care stă pe scaunul Său de domnie și a noastră unor muritori la picioarele Sale?
Țineți minte un adevăr. Iisus Hristos este Domn. Amin. Fericirea aceia care îl proclamă Domn peste viețile lor. Dar aceia care trăiesc în răzvrătire și nu vor să-L recunoască drept Domn al lor, într-o zi îl vor recunoaște. Și în ziua aceea, orice genunchi se va pleca înaintea Sa. În ziua aceea unii vor spune, dealurilor, cădeți peste noi. Stâncilor, acoperiți-ne. Așa să vă întreb ceva. V-a prins vreodată vreme rea undeva între dealuri sau într-un munte? Și-a plouat așa o furtună năprasnică și dorind să vă puneți la adăpost, v-a tras așa lângă o piatră, lângă o stâncă, v-a spus la adăpost. Vă puteți imagina că oamenii se vor pune sub stânci și vor spune stâncilor să cădeți peste noi? Și vor socoti că vor fi fericiți dacă se va întâmpla așa? Și știți de ce? Pentru că urmau să-L vadă pe Iisus ca Domn. Și cu gura lor au spus căci a venit mânia mielului. Așa este, mânia mielului. Am așa să vă întreb, dumneavoastră ați văzut vreodată miei mânioși? Miei mânioși, ați văzut vreodată? Merge vorba în toată țara că la Sibiu sunt multe oi. Adevărul este că sunt mulți proprietari de oi, oile sunt pe la dumneavoastră. De-aia știți. Niciodată n-am văzut un miel nervos. Nu poți asocia mielul cu supărare, cu nervi, cu mânie, cu iuțime și cu aprindere. Nu poți. Paradoxal, în cartea Apocalipsa este scris, a venit mânia mielului. Pentru că El, în suveranitatea Sa, va decide atunci să judece. Ferice de noi, surori și frați, în această seară, că putem de bună voie să intrăm sub autoritatea Sa, să-L primim în sufletele noastre și să-L numim Domn al nostru. Și de bună voie și cu iubire să îngenunchem înaintea Lui și să-I spunem, Doamne, îți mulțumim, ai murit pentru mine. Ai înviat pentru mine. În inima mea te primesc și te numesc Domn al meu. Tu ești Domnul meu, eu sunt sluga ta. Asta înseamnă convertire. Asta înseamnă consacrare față de Iisus. Trei minciuni, nu-i moarte, nu-i înviere, nu-i judecată. Trei adevăruri. Iisus a murit pentru noi. Iisus a înviat pentru noi. Iisus este Domn. Auziți ce-i scris? Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar este acolo un cuvânt. Dacă mărturisești cu gura ta, întrebi Biserica Elim în seara asta. Sunteți gata să mărturisim cu gura în seara aceasta că Iisus e Domn? Este în Biblie un cuvânt, apare și cu ghilimele. Iisus Hristos este Domnul. Sunteți gata să rostim cu gura noastră din toată inima această expresie biblică? Hai să vedem. Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Să vibreze ființa ta de prezența Lui Dumnezeu aici. Să vibreze inima ta de faptul că Iisus, de adevărul că Iisus este Domn. Amin. În rândul al treilea, responsabilități. Acestea sunt ale noastre. Dumnezeu ne-a făcut ființe libere. Oameni capacitați de Dumnezeu să facă alegeri, să ia decizii. Aș vrea să notați, nu există libertate fără responsabilitate. Dumnezeu ne-a făcut liberi, dar și responsabili. Cel rău a venit să amăgească, Hristos a venit să mântuiască, dar nu ușor, cu preț greu și în colaborare cu noi. Și aici vine cuvântul responsabilitate. Toți sunt în harul lui Dumnezeu, dar nu toți vor fi mântuiți
Mântuiți vor fi doar aceia care își vor împlini responsabilitățile. În prima sa predică, mesaj consemnat în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, versetul 15, Domnul Iisus a spus: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Așa e scris. Ceasul istoriei a ajuns la încheiere. Cred mesajul rostit prin poezie, frate Aurel. E ceasul de pe urmă. Vremea s-a împlinit. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ioan Botezătorul spunea: securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Mă trimite tata odată în grădină cu un topor și zice: du-te și taie prunul ăla că n-am mai făcut rod. Și am luat securia pe umăr și am dat prima lovitură. Securia a fost înfiptă în prima ei lovitură. Ce urmează? Să te apeși pe ea cu putere și să o scoți din tăietura făcută și să aplici a doua lovitură. Ioan Botezătorul spune că istoria oamenilor este ca pomului care a primit prima lovitură. A doua vine. Vremea s-a împlinit. Împărăția lui Dumnezeu e aproape. În fața acestei realități, prima noastră responsabilitate este să ne pocăim de păcatele noastre. Toți am făcut păcate. Și Domnul Iisus a spus că dacă nu ne pocăim, toți vom pieri. Pavel spunea: Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Este voia lui Dumnezeu pentru noi, oameni buni, să ne pocăim de păcatele noastre, să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. Diavolul voiește să ne înșele, să ne amăgească și să ne piardă. Hristos să ne mântuiască. Dar dumneata ești om liber. Și ca om liber poți alege să crezi minciuna sau să primești adevărul. Cum voi dovedi înaintea lui Dumnezeu și a cugetului meu că am acceptat adevărul? Răspunsul este pocăindu-mă de păcatele mele. Pocăindu-mă de păcatele făcute. Și pocăința este această imagine cât se poate de dinamică. În ebraică, atunci când te pocăiești, se folosește cuvântul șuv. A te pocăi înseamnă șuv, cum ai zice în limba română, pocăință. Și asta înseamnă să te întorci înapoi. Imaginea este a unui om care merge pe un drum și el crede că merge pe drum bun. Dar la un moment dat s-a întâmplat că dintr-o neatenție a luat-o pe un drum rău. Și merge pe drumul rău crezând că e drum bun. Așa merge. Dar la un moment dat realizează că e pe drum rău, nu e pe drum bun. Venind încoace spre adunare, fratele Mitică mi-a spus: merge așa, merge așa, merge așa. M-am tot dus, cum a zis dumnealui. Dar la un moment dat m-am trezit pe drum rău. Și când am realizat că-s pe drum rău, ce credeți că am făcut? M-am oprit în loc. Asta înseamnă să te pochești, înseamnă să realizezi că ești pe drum rău. Să realizezi că ești pe drum rău și să te oprești. Și apoi să cauți informații, buzunar pe telefon. Am întrebat trecători. Dar ce-i frumos este că ne vorbește Dumnezeu. Vine de la El mesajul și nu m-am auzit telefonul sunând în buzunar. Frate Nelu, pe unde ești? Pe drum rău. Dar acum dacă ești pe drum rău, ia-o la dreapta și tot înainte până te întâlnești cu mine. Așa a fost. Și cuvântul lui Dumnezeu așa e, ai ajuns pe drum rău, răui, dar nu fără soluție. Ia-o la dreapta, cotește-o și caută drumul bun până te întâlnești cu Cel care este Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Asta-i pocăința. Și evreul când zicea mă pocăiesc, zicea așa: de pe drumul rău mă întorc pe drumul bun. De la rătăcire la adevăr. De la păcat la sfințire. De
de la diavol la Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Asta e pocăință. Dar când? Când să mă pocăiesc? Unii zic, un ceas înainte de a muri. Dar știe cineva când moare? A ajuns odată într-un cimitir, după slujbă de mormântare, pe o cruce am citit, după câteva însemne legate de identitatea celui decedat, un foarte scurt mesaj. Două vorbe erau. Ioane, un semn al exclamării, și dedesubt, prezent. M-a uimit. Păi când va zice Dumnezeu numele tău, ce o să faci? Să-și prezent. Când va face Dumnezeu prezența, te duci. Când va face Dumnezeu apelul morților la înviere, te duci. Când va face Dumnezeu apel la judecată, te duci. Dar întrebarea este, când face Dumnezeu apel la pocăință, ce faci? Ce faci aici? Fraților și surorilor, e responsabilitatea noastră. Cei mai mulți dintre dumneavoastră a spus lui Dumnezeu, aici azi, Doamne, viața mea ce-o aduc cum e ea, ai milă de mine, păcătosul, și curățește-mă. Și îndurarea sa ne dă iertare, slăvit să-i fie numele său, dar trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. Să spunem ca odinioară vameșul din templu, ai milă de mine, păcătosul. Sau ca cel de pe cruce, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Sau ca Pavel, Doamne, sunt aici, ce vrei să fac? Fraților și surorilor, este responsabilitatea noastră să ne pocăim. Altă responsabilitate, a doua, consemnată în această predică. Pocăiți-vă, a zis Iisus, și credeți în Evanghelie. Aș vrea să spun, nu e om pe fața pământului să nu creadă. Fiecare crede, dar nu toți în Evanghelie. Unii cred minciuni, dar nu e om fără să aibă o credință. Până și cel mai necredincios se urcă în tren, se așează în vagonul de dormit, doarme liniștit, crezând cu toată inima că mâine dimineață se trezește în București. Nu e așa? N-ar fi nebunie ca în fiecare gară să iasă cu capul pe geam și să zică, oare merge pe drumul bun cu harta în mână să tot verifice? Nu, domnule, e o credință. Are încredere în șoferul de la autobuz. Stă liniștit pe ultimul scaun acolo, n-are nicio grijă. Merge bine. E o credință. Alții cred în reîncarnare. Oh, câți creștini ortodoxi n-am întâlnit care cred în reîncarnare. Asta nu e credință creștină. Asta este credința din Orient, tineri, studenți, citiți, educați, mărturisesc cu gura lor că sunt creștini și când ajung să vorbești despre înviere, ei mărturisesc credința în reîncarnare. Asta este erezie. Vezi, fiecare are o credință. Drept este că nu toți au pe cea Evangheliei. Ce înseamnă să crezi în Evanghelie? Să crezi în Evanghelie înseamnă să crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Să crezi că El s-a făcut om, că a murit pe cruce pentru păcatele omenirii, că a înviat din morți, că e Domn. Să crezi aceste lucruri. Să ți le așezi în inimă și să spui Domnului, Doamne, în numele Tău am păcatele iertate. În numele Tău viața mea este înnoită, este schimbată. Tu ești Mântuitorul, Salvatorul sufletului meu, slăvit să fie Domnul. Să crezi în inimă. Mare har e să crezi în inimă. Așa a spus apostolul Pavel, dacă mărturisești gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Aș vrea să ilustrez ce înseamnă să crezi în inimă. Cer permisiunea fratelui păstor să fac un lucru asupra căruia n-am vorbit. Este aici un copil care nu se uită la mine acum, dar o face în clipa următoare. Vii până aici? Hai un pic. A cerut aprobare.
O să urce până aici la noi și o să ilustrăm ce înseamnă să crezi în inimă. Că foarte mulți oameni cred numai în minte, nu în inimă. Da? Să fie asta o profeție, să vină ziua în care să se ridice aici ca predicator. Amin. Amin. Apoi mare. Ne spui cum te cheamă? Andrei. El e Andrei. Andrei, cui ești? Andreea lui Vereș. Vă rog frumos să vă uitați aici. Câți credeți că el este Andrei? Dar dacă e Mircea. I-ați văzut certificatul de naștere? A spus, eu sunt Andrei. Dar câți Andrei nu vor mai fi pe lumea asta? El e unic. Andreea lui? E pocăit tău? Da. Și mămica? Da. Amin. Andreea lui Vereș, vă rog uitați-vă la acest prunc. Niciunul dintre noi n-are în suflet îndoială că el ar fi altul decât a spus, decât cel care a susținut că este. Nu gândim în mintea noastră că ar avea altă identitate. El este Andrei, părinții lui sunt în casa lui Dumnezeu, ne-a vorbit despre tatăl său, mama lui va fi tot aici, e Andrei. Ascultați-mă, vă rog. Când în sufletul dumneavoastră veți crede că Iisus a murit pentru voi și a înviat din morți și Domn al vostru, cu convingerea cu care credeți că pruncul ăsta e Andrei, atunci ați crezut în inimă. Aia este convingere în inimă. Pentru aia mori. Pentru aia îți dai viața. Andrei, predica frumos. Domnul Iisus să fie cu tine. Du-te la mămică. Înțelege, stimați frați, stimate surori, stimați prieteni? Aici este responsabilitatea noastră. Nu să venim și să punem noi la îndoială măreția lui Dumnezeu. Să pui la îndoială că Dumnezeu este tocmai acolo la picioarele sale. Ce nebunie! Să crezi este o responsabilitate sfântă. A treia responsabilitate este consemnată în Evanghelia lui Marcu, în capitolul 16, ultima predică a lui Iisus. Demn de observat este că Iisus a vorbit despre responsabilități în prima predică și în ultima predică. Marcu 1 cu 15, Marcu 16 cu 16. A zis Iisus așa. Și versetul 15. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Aici este o responsabilitate. Responsabilitatea de a acționa botezându-te. Fratele Ștefan anunța că pe 20 aprilie va avea loc un botez. Data este stabilită. Botezătorii, prin harul lui Dumnezeu, sunt aici. Apa? Un robinet așteaptă să fie mișcat și bazinul este aici. Candidații? Oameni buni, eu aș vrea să vă vorbesc că se poate declara în seara asta. Diavolul vrea să vă mintă, Dumnezeu să vă adeverească. Responsabilitatea dumneavoastră este să vă pocăiți de păcatele voastre. Toată nădejdea și încrederea să o puneți în Iisus, în care să credeți din inimă. Și această credință din inimă să o mărturisiți de aici și să spuneți, Iisus Hristos este Domnul meu, îl voi sluji până la moarte. Așa e scris în Scriptură. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ce să facem? Au întrebat în zi de Rusalii oamenii ce au ascultat predica lui Petru. S-a răspuns Petru, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Eu cred că iertarea o aduce Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Său. Și mai cred că datoria noastră este să mărturisim că Iisus este Domnul nostru botezându-ne în apă. Nu propovăduiesc o mântuire prin botez. Nu cred că botezul în sine are valoare sacramentală. Cred însă că acela în a cărui inima a intrat Iisus se va duce în apa botezului. Și va proclama că Iisus este Domnul Său.
Și dacă nu se va duce în apa botezului, tocmai prin zăbavă, va mărturise că Iisus nu-i Domnul lui, că inima sa n-a fost schimbată, că în el nu s-a făcut transformarea nașterii din nou și că el încă este în faza de început. Mesajul lui Dumnezeu, acel legat de responsabilitate, este pocăință, credință și botez. Acesta e tiparul Sfintelor Evanghelii. Și cu un respect deosebit, aș vrea să afirm, botezul recunoscut de Dumnezeu ca legământ sfânt este săvârșit la vârsta responsabilității morale a maturității. Când în mod conștient și de bună voie, auzind Evanghelia lui Dumnezeu, ai crezut-o cu inima, te-a prins durerea pentru păcatul săvârșit și te-ai pocăit întorcându-te la Dumnezeu, inima ți-a fost transformată, păcatele au fost părăsite, viața a fost înnoită, gândirea înnoită. Și de acum cu Iisus Hristos în inimă, alegând în mod liber și conștient, hotărăști să te întorci la Dumnezeu și să intri în poporul său. Abia după aceea, botezul are semnificație. Acum la sărbătoarea botezului Domnului, Bobotează, cum este cunoscută această sărbătoare în popor, la emisiunea Păstorul cel Bun am avut un mesaj despre botezul în apă. Reacțiile oamenilor au fost surprinzătoare. A sunat o doamnă și a spus, domnilor, din toată inima mă bucur de mesajul auzit. Cred cu tot sufletul meu că aceasta este voia lui Dumnezeu să mă botez în apă. Dar să vă spun ce mi s-a întâmplat. Din Biblie mai multe vreme în urmă am înțeles că trebuie să mă botez. Și cu Biblia în mână m-am dus la preot și am spus, părinte, iată ce am înțeles din cuvânt. Vă rog să mă botezați. Doamne, a spus el, nu se poate. Asta nu este învățătură de la noi. Asta este învățătură, și a spus el, de la unde? Cum a mai vorbit cineva în zilele astea și va avea judecata lui Dumnezeu. Nu, doamnă, nu se poate. Și zice, m-a alungat. Neștiind ce să fac, spunea această doamnă, m-am dus la Athos. Și acolo am să mă botez. Acolo am avut neplăcuta surpriză, eu fiind femeie, să nu mă primească. A trebuit să stau la poalele muntelui, nici m-au lăsat să urc. Răpus în suflet, dorindu-mă să mă botez, neavând cine să mă boteze, am luat, a spus ea, o hotărâre. Cu prietenii cu care eram, ne-am coborât la mare. Și m-am botezat singură, domnul pastor. Asta n-am mai auzit până atunci. Oameni buni, nu sunteți în această situație disperată. Mesajul lui Dumnezeu răsună clar. Cuvântul lui Dumnezeu este limpede. Și în seara aceasta, minciuni, adevăruri și responsabilități. Trei minciuni. Nu-i moarte, nu-i înviere, nu-i judecată. Trei adevăruri. Iisus a murit pentru noi. Este moarte. Iisus a înviat. Este și înviere. Iisus e Domn. Este și judecată. Dar slavă lui Dumnezeu că pentru noi, harul lui Dumnezeu aduce mântuire, împlinindu-ne responsabilitățile. Pocăință de păcate, credință vie în Evanghelie, pecetluită cu un botez sfânt. Și apoi s-a deschis în fața noastră drumul pe care Scriptura îl numește voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dumnezeu să ne ajute în această privință. În încheierea acestui mesaj, aș vrea să apelez la rațiunea dumneavoastră, la simțul dumneavoastră asupra realității. Dumnezeu, diavol și dumneata. Diavolul spune nu mori, murim, nu înviere, poți să-l crezi dacă vrei, nu-i judecat, poți să-l crezi dacă vrei, dar te minte. Dumnezeu, care ca mărturie îl pune în fața noastră pe Iisus Hristos, pe care l-a dat la moarte pentru păcatele noastre, pe care l-a înviat din morți și l-a făcut Domn, și cu atâta drag spune tuturor în vremuri ca acestea, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și veți găsi o tihnă pentru sufletele voastre. El este gata să curățească, să ierte, să mântuiască, să salveze sufletele noastre. Dumnezeu, diavol,
și la mijloc dumneata. Om lăsat liber să hotărască ce dorește. Scriptura ne învață că avem responsabilități. Pocăință, credință și botez. Și apoi câtă vreme și cât timp vom mai trăi să ne sfințim viața și să fim curați pentru împărăția lui Dumnezeu. Apelez la rațiunea dumneavoastră. Ce veți face? N-apelez la sentimente. De atâtea ori s-a întâmplat că lumea, oamenii au spus la emoții, așa voi face. La simțul, la judecata dumneavoastră sănătoasă. Se duc zilele una după alta. Habar n-avem când face Dumnezeu prezența și când zice El, Ioane, în pregătirea acelei zile să vă pocăiți, să credeți în Iisus Hristos și să cereți lista aceea despre care a vorbit fratele Cristian, să vă botezați în apă. Este planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Stați în loc, judecați lucid, opriți-vă din alergarea nebună la care ne supune viața pământească. Întrebați-vă unde ajungeți după ce zice Dumnezeu Ioane și hotărâți în această seară unde veți ajunge. Veți ajunge în cer dacă vă pocăiți. Veți ajunge în cer dacă credeți în Iisus Hristos. Așa este scris. Oricine va crede și se va boteza va fi mântuit. Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze. Dumnezeu din cer să ne ajute, prinși între adevăr și minciună, să ne împlinim responsabilitățile, crezând adevărul. Amin. Amin.